Lăudați să fie Iisus! Vă mulțumim că ați răspuns invitației noastre la acest moment de bucurie. O să începem rugându-l pe Preasfințitul Claudiu să spună o rugăciune. Lăudați să fie Iisus! Sunt foarte încântat și emoționat. E un moment atât de frumos, fiindcă celebrăm darul Spiritului Sfânt prin cuvânt, prin vorbă și de la Rusalii parcă știm bine că există un nou mod de a vorbi după ce limbile de foc se coboară asupra apostolilor. Sunt aceiași oameni, dar au altă vorbire, o vorbire care este înțeleasă de toți cei care sunt acolo. Și acum nu vreau să zicem că suntem ca apostoli, dar creștini suntem și am primit cu toții darul Spiritului Sfânt. Și astăzi îl celebrăm pe unul dintre noi, un următor al lui Hristos, care are un dar special în a pune cuvântul într-o zonă a sufletului, a inimii, care ne atinge pe fiecare dintre noi. Și atunci, cred că nu e o rugăciune mai potrivită pentru acest moment decât o rugăciune adresată Spiritului Sfânt. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit. Amin. Împărate Ceresc Mânghietorule, Spirit în adevărului care pretutindenea ești și toate le împlinești, Visteria bunătăților și dătătorile de viață, vino și te așează într noi și ne curățește de toată întinarea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Cu noi este Dumnezeu cu al Său dar și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lăudați să fie Domnul nostru Iisus Hristos. Preasfinția voastră, stimate sărbătorit, onorați organizatori, dragi și scumpi invitați, suntem onorați să găzduim un asemenea eveniment și pentru a începe evenimentul, împreună cu sărbătoritul nostru de azi, am gândit ca întreg evenimentul să se desfășoare între două poezii ale sale, modul cum, în care dânsul se exprimă atât de bine. Mă refer la poetul Adrian Popescu. De aceea o invit pe doamna Cristina Mureșan și să ne însoțească în acest drum înspre inima lui Adrian Popescu. Sânge cald și fotoni. Acum nu-i mai pot face niciun rău, dar îl făcuseră tot ce se poate face și oamenii și demonii, cu schimbul, cu mare durere. Prietene, îți scriu, l-au coborât, era greu, e jos, zace. Din mormântul nou se bate în stâncă. Și acesta, darul unui discipol discret, s-a trezit încă spre dimineață, om viu, și-a rulat tăcut lințoliul sau timpul. I se oprise șuvoiul roșu din piept. Pune mâna, nu-i doar energie pură, e corp și undă, e sânge, cald și fotoni. Gloria cărnii transfigurate în rază, da, trece prin ușile încuiate încă, dar rănile i-au rămas și pulsează. Sfâșie spațiul timp, perdea de eoni, se apropie de obrazul ridat al tău și îți murmură numele, foarte încet, da. Aburul respirației îi iese din gură, e diafan, însă rănile, el, și le păstrează. Adrian Popescu despre Dumnezeul care este iubire.
care nu ne pedepsește, ci e dispus să moară din nou și din nou pe masa altarului pentru noi. Lăuda să fie Iisus Hristos! Ați răspuns invitației Agru să participați la acest moment de sărbătoare, ocazionat de primirea Premiului Național pentru Literatură pentru întreaga operă a domnului Adrian Popescu. Este o dublă sărbătoare, pentru că este și o sărbătoare Agru, pentru că domnul Adrian Popescu a fost președinte Agru într-o anumită perioadă și avem în mijlocul nostru și alți președinți în alte etape a Agru, iar sâmbătă ar fi fost, este ziua, în general, cea de 29 iunie, zi de sărbătoare pentru Agru. În general, ne adunăm împreună sau povestim mai repede despre lucrurile care nu merg și este important ca să ne bucurăm și de succes, de reușitele celor dintre noi. Și o ocazie ca și cea de astăzi este importantă tocmai pentru aceasta, pentru că rar avem în spațiu public un om care să-și trăiască cu discreție, dar cu coerență viața de credință, având totodată și rezultate foarte importante din perspectiva carierei. Și atunci am invitat astăzi mai multe persoane care l-au cunoscut de-a lungul anilor din perspectivă culturală sau care au colaborat sau de la Agru, care o să ne ajute un pic să-l cunoaștem mai bine pe domnul Popescu. Ne bucurăm că avem în mijlocul nostru și pe preasfințitul Claudiu și pe domnul Ioan Pop, profesor și academician, care a fost și director al revistei Echinox și unde au publicat, cred că, și domnul Cistelecan și domnul Adrian Popescu și a fost, cred că, un mentor pentru cei dintre ei, pentru amândoi. Deci este o ocazie cumva de bucurie și de amintire a modului în care chiar în vremuri ciudate sau dificile Dumnezeu a lucrat și a vedea cum asta se vede în viața cuiva este un lucru util pentru fiecare dintre noi. Primul vorbitor o să fie domnul Cistelecan, care am înțeles că a fost și colegul domnul Popescu. Am văzut că a scris deja din anii 80 critică la lucrurile pe care, la publicațiile domnului Popescu și a fost și președinte Agru într-o anumită perioadă. Deci, cumva, într-un cadru foarte larg, cred că are ceva important de spus, care să ne ajute un pic să-l cunoaștem pe domnul Popescu. Vă mulțumim că ați răspuns invitației. Nu i-am fost coleg domnului Popescu, n-am avut această onoare, dar l-am văzut când eram la liceu citind la Cenaclul Echinox. Și cum eram destul de naiv atunci, domnul Popescu mi s-a părut un fel de arhiereu care m-a complexat și am rămas oarecum complexat de poezia pe care a scris-o el și de romanele și comentariile și memorialistica lui chiar până acum. Noi, muritorii de rând, avem o relație aproape de respect religios față de scriitorii care au plecat, dar și o relație de irespect, ca să nu zic chiar de dispreț câteodată, față de scriitorii care încă sunt printre noi. În manifestarea de astăzi, pentru care îi felicit din toată inima pe organizatori, arată că se poate totuși depăși acest complex al lipsei de respect față de scriitorul pe care îl putem întâlni pe stradă și ni se poate părea adesea un biet amărăștean, n-avem cum admite că deasupra lui sau undeva în destinul lui Arul i-a jucat o farsă și l-a blestemat cu o vocație creatoare. Dar manifestarea dumneavoastră de astăzi arată că se poate depăși acest complex al ireverențiozității față de scriitorii în viață și că îi putem omagia cu toată cu tot respectul și cu toată căldura noastră sufletească. Dacă Adrian Popescu ar fi fost un poet interbelic, cu siguranță la această oră, la această vârstă,
ar fi avut cel puțin o monografie dedicată lui. La fel ar fi avut și domnul Ioan Pop, care fiind cu câțiva mai mare decât Adrian Popescu, poate că ar fi avut două monografii. Adrian Popescu e prezent ca subiect, ca obiect, cum vreți dumneavoastră, în multe teze de doctorat. Dar ceea ce vă spuneam, că pe scriitori în viață nu îi respectăm ca și pe cei morți, Adrian Popescu încă nu se bucură de o monografie consacrată lui. Poeții de rangul lui dintre războaie aveau deja pe la 40 de ani, un pic mai târziu, o monografie care a rămas printre scrierile exegetice definitive despre ei. Ion Barbu, scrisă de Tudor Vianu, Arghezi, scrisă de Șerban Cioculescu, Blaga avea o monografie, un fel de monografie. Am dat nume mari, așa că pare că Adrian n-ar avea loc între ele. Pentru că, sigur, epoca, perioada interbelică e mitică pentru noi și atunci au apărut marii noștri poeți, exceptându-l pe cel mai mare care a apărut mai înainte. Dar între el și marii poeți interbelici a rămas un gol de, aș zice, respectabilă mediocritate. Între războaie însă a apărut o mare generație de poeți. Cea de azi e comparabilă cu aceea. Nu trebuie să aibă nicio ezitare, noi nu trebuie să avem nicio ezitare în a-l compara pe Adrian Popescu cu Blaga. Sigur, Adrian Popescu nu e filozoful care a fost Blaga. Lăsăm deoparte filozoful lui Blaga. Poetul Adrian Popescu este de dimensiunile, de valoarea poetului Lucian Blaga. Nu admitem ușor asta, dar poezia pe care a scris-o Adrian Popescu are și o urmă blagiană, toți poeții adereni au obligatoriu o urmă blagiană, un fel de legat pe care Blaga l-a lăsat tuturor poeților, dar a și găsit o cale, un ton, un drum care a fost nebătut până atunci de poeții ardeleni. Am mai avut poeți cu vocație creștină, cu vocație religioasă, dar niciunul cu una atât de asumată și asumată atât de deschis. Adrian Popescu a debutat în celălalt regim. Când a fi un poet religios, era nu o aventură, ci un risc. Și totuși, cu subtilitățile lui metaforice, cu modul în care a folosit simbolurile, ascunzându-le după o aparență mai laică, a reușit să fie de la bun început un poet creștin, care a început prin a-și cânta Nostalgia paradisiacă. În tinerețea mea, două versurile lui deveniseră aproape folclor. Odată am știut să zbor odată, dovadă am, dar nu mi-aduc aminte. Dovadă n-am, dar îmi aduc aminte, pardon. E amintirea paradisului rămasă pentru o ființă pusă să peregrineze în lumea noastră de jos. Dar pe Adrian Popescu nu l-au exilat cei de sus în altă parte decât tot într-un paradis. Pentru că Adrian Popescu are o imaginație imniforă de la sine, el beatifică lumea, o binecuvântă, dacă vreți dumneavoastră, și se trezește că, de fapt, trăiește între miracole al căror autor este Dumnezeu. Ceea ce face Adrian Popescu, în primul rând, în poezia lui, este să releve acest talent de miracole al lui Dumnezeu și să vadă existența acestor miracole în cele mai neînsemnate lucruri. În bobul de sare, în cristalul de, eu știu de ce fel de piatră, în cărbune chiar. Oriunde, unde există o materie care e folositoare omului, Adrian Popescu a văzut arhetipul pe care Dumnezeu l-a încrustat în viața acelei materii. Cu atât mai mult, în natură, în natură înțelegând prin natura vie, peisagistica, în primul rând acolo, unde se vede că Dumnezeu a binecuvântat acum
nu de mult, în prezența noastră, acest arbă, aceste tufișuri, fructele pădurii, a făcut din zmeură o ostie pe care aventurierii doar, care se înalță, îndrăznesc să urce până în vârful muntelui, o ia după un exercițiu spiritual istovitor. E imaginația lui Adrian Popescu, e și plină de un fel de erudiție a harului pe care omul, unii oameni, nu? Îl primesc acolo. Se vede că nu e un inocent atunci când scrie imnele sale, are o infuzie doctrinară clară, dar nu face niciodată paradă, nu scrie o poezie de ambon, nu e un predicator. E un cuceritor prin relevanța ca atare a misterului pe care el îl cântă. Fără retorică, ca și cum acest ar intra el în mrejele concrete ale acestui mister. A scris și destul de mult Adrian Popescu, dumneavoastră aveți acolo la îndemână un volum substanțial cu opera lui Adrian Popescu, a și primit multe premii, a fost răsplătit. Ultimul pe care îl sărbătorim noi acum în deoseb este cel pe care l-a acordat Uniunea Scriitorilor, un premiu pentru opera Omnia, deci inclusiv pentru ceea ce este metapoezie în ce scrie de lui. Așa cum ne pregătim seara pentru seara, sau nu numai seara, pentru spusul unei rugăciuni și trebuie să facem un fel de purificare a resturilor zilelor care s-au depus pe sufletul nostru, să începem cu pietate să rostim rugăciunea respectivă, cam așa trebuie să și începem să citim poezia lui Adrian Popescu. Măcar că nu are întotdeauna regim de rugăciune, dar ce rugăciune e mai convingătoare decât imnul de mulțumire adus Domnului. Mai are o nostalgie care nu îl lasă în pace pe Adrian Popescu, este nostalgia Italiei. Cred că întruchiparea pământeană a paradisului pentru Adrian Popescu este Italia. Și acolo unde nu-i vorba de nimic italian în poezia lui, avem cel puțin un subtext, o aluzie italienească. Are un volum care se numește Curtea Medicilor. Dar nu e Curtea Medicilor din Firenze, ci e Curtea Medicilor din Cluj, unde a copilărit el. Dar poți să lași deoparte aluzia pe care o face? N-ai cum, pentru că acea Curtea Medicilor e mult prea celebră. Adrian Popescu mult prea obsedat de Italia și de felul în care Dumnezeu a beatificat această țară cu splendorile ei de artă și naturală. Eu mă bucur că dumneavoastră îl sărbătoriți pe Adrian Popescu. Dacă mi-ați permite o sugestie celor colegilor mei de la Agro, avem, spre norocul nostru, o duzină, cel puțin, de mari poeți care sunt de confesiune greco-catolică. Unii dintre ei onorați și ei cu premii aproape în aceeași măsură ca și Adrian Popescu. E prezent între noi domnul Ion Pop, dar mai avem poeți mari ca Ion Mureșan, ca Ioan Moldovan, ca Aurel Pantea, nu vi-i spun acum pe toți. Dar ar fi o idee bună ca această Biserică a Culturii, care își păstrează, sper eu, tradiția acestei legături între credință și cultură, să organizeze un serial de întâlniri cu, cel puțin cu mari poeți, care, confesional vorbind, îi aparțin. Vă mulțumesc pentru atenție.
Mulțumim. În continuare dăm cuvântul domnului profesor Ardovan, pe care cred că toți îl cunoaștem, cred că în special pentru tururile Clujului, cel puțin eu mi-aduc aminte cu mare drag de poveștile nenumărate pe care le-am auzit despre Cluj. O să vă rugăm să ziceți câteva cuvinte despre domnul Popescu și cum ați colaborat de-a lungul anilor. Mulțumesc! Preasfinția voastră, cu cernici părinți, onorată asistență. Mă aflu în acest moment festiv, în fața dumneavoastră, marcat de puternică emoție. Puternică emoție pentru că e vorba de sărbătorirea unui maestru al literelor, al frumuseții exprimate prin cuvânt, al culturii literare, iar eu nu sunt decât un laic în ale literelor și ale culturii artistice. Doar un modest observator și consumator al culturii, câteodată. Ca atare, mă simt ca un alpinist care trebuie să urce un munte înalt. Îl admir de jos și mă întreb, voi avea putere? De aceea, să-mi fie iertat, nu mă voi referi la valoarea literară, la opera literară a maestrului celebrat astăzi. O cunoaștem, o admirăm, o înțelegem, mai mult sau mai puțin fiecare. Mă voi referi la altceva, la ceea ce m-a frapat pe mine, cunoscându-l cât de cât de departe și admirându-l pe maestrul Adrian Popescu. Pe mine m-a frapat în primul rând tabla de valori pe care a profesat-o și o profesează nu doar prin scris, ci prin viața de zi cu zi și prin relațiile cu cei cu care interacționează. Opera domniei sale, opera literară, prezintă o remarcabilă unitate. Criticii remarcau că, de fapt, mijloacele de expresie nu au evoluat de-a lungul atâților ani. Și bine au făcut că n-au evoluat. A rămas fidel unei tradiții strălucite, atât în forma de prezentare, cât și în fondul de idei. Iar această realitate se vede în forma poetică adoptată, în forma literară de care face uz în proza domniei sale, dar se vede și în fondul valoric, în axiologia pe care o profesează. Ceea ce m-a încântat pe mine însă n-a fost numai această expresie culturală, literară. Maestrul Adrian Popescu mi se impune atenției nu numai prin volumul și valoarea operei literare, ci și prin unitatea axiologică între ceea ce este scriitorul, autorul și viața de zi cu zi pe care o duce și felul în care aplică aceleași valori în ceea ce înseamnă interacțiunea de zi cu zi. Dacă ne uităm bine la opera literară, vedem ca fir roșu exact dragostea și nu oricare dragoste. Dragostea definită de Sfântul Paul. Dragostea aceea care îndelung rabdă, nu gândește la ale ei și nu se trufește. Toată opera scrisă a maestrului Adrian Popescu e îmbibată de această afecțiune pentru umanitate, pentru om, pentru ceea ce îl simte și ceea ce îl doare, pentru frumusețea ce există în jurul nostru și pe care Dumnezeu ne-a dat-o, dar artistul trebuie să ne facă atenție asupra ei. Or, această trăsătură se completează cu delicatețea cu care maestrul se poartă cu obiectul muncii sale, tradiția strălucită de la care se revendică și nevoia organică de schimbare, de inovație, de adecvare la prezent.
contradicție care-i macină pe mulți. În opera domniei sale însă se vede nu un divorț, ci o conlucrare între aceste trăsături, exact în spiritul dragostei pauline. Respect pentru trecut, inovație când trebuie, și în formă, și în fond, dar niciodată ruptură. Foarte frumos, într-un interviu din anii trecuți, domnia sa s-a definit ca un reformator și nu un revoluționar. Nu trebuie neapărat să dărâmăm ca să putem construi. Și această trăsătură se vede în ceea ce a scris, se vede în cum și-a construit opera, se vede în atitudinea arborată față de lume, față de colegi, față de confrații de scris, față de autoritățile statului și politica unui moment sau altul. Niciodată domnia sa nu s-a lăsat prins de curentele majore, dar nici nu s-a răzvătit zgomotos împotriva lor, ci cu discreție, cu bun simț, cu multă delicatețe și-a construit discursul și-a construit opera pe aceleași baze temeinice, adăugând ceva mai degrabă decât să scadă. Și în acest sens observ, și categoric toată lumea observă, două trăsături cel puțin, care, poate chiar mai multe, care îl fac pe Adrian Popescu continuatorul de drept și de fapt al marii tradiții europene a culturii române, care pleacă de la școala ardeleană. Interesul, dragostea, afecțiunea trainică pentru Italia. Dar asta o vedem și la Inocențiu Micu, o vedem și la marii corifei școlii ardelene, o vedem și la latiniștii din secolul XIX, o vedem și la Timotei Cipariu sau August Treboniu Laurian, o vedem și la George Coșbuc. Este deci încadrarea într-o filieră glorioasă și extrem de utilă pentru spiritualitatea românească, pentru cultura română, pentru locul ei în Europa. O alta este ceea ce în perioada interbelică observa Eugen Lominescu, trăsătura specifică literaturii moderne ardelene, pe care el o definea realistă. O tablă de valori solidă, de la care nu se abate, pe care o consideră bună chiar când atâtea alte curente și ciudățenii o contestă mai mult sau mai puțin zgomotos. Este iarăși o trăsătură care arată că domnia sa vine între noi dintr-un trecut îndepărtat, dintr-un trecut glorios, dintr-un trecut care n-a murit, ci continuă să opereze între noi dacă ne deschidem inima pentru el. În sfârșit, dimensiunea credinței. Domnia sa este cunoscut și este respectat ca un scriitor creștin, ca un om și un om care și-a asumat mesajul cristic, dar, cum s-a evidențiat de atâtea ori, nu este un predicator. Tot într-un interviu, domnia sa spunea că nu putem coabita cu răul, trebuie să facem binele, numai că binele nu se poate impune cu forța. Binele trebuie oferit altfel. Și tot așa oferă dânsul binele în literatura pe care o scrie și în viața pe care o duce. Fără ostentație, fără a revendica cine știe ce drept asupra adevărului. Cu bunătate, cu răbdare, cu înțelegere, adică în ultima instanță, cu dragoste. Din toate aceste motive, atât opera scrisă a domniei sale, cât și personalitatea domniei sale,
ocupă astăzi, după atâtea decenii de rovnică activitate, un loc special în spiritualitatea românească. Un loc care nu numai că vine de departe, dar să sperăm că și deschide poarta pentru ca să ducă mai departe și să aibă o descendență la fel de eficace, la fel de adecvată. De aceea mă bucură gândul că, deși, așa cum a spus maestru Cistelecan, o realitate dureroasă, rare ori societatea românească își recunoaște valorile în timp util. Mă bucură faptul că seara de astăzi este o excepție. Premiile pe care maestrul Adrian Popescu le-a adunat dovedesc o oarecare recunoaștere, chiar oficială. Până la urmă, valoarea se impune. Până la urmă, ajunge să fie cunoscută, apreciată, respectată. Seara de astăzi confirmă această tendință și îndrăznesc să spun că destinul literar și uman al maestrului Adrian Popescu pe mine mă îmbărbătează. Îmi dă credința și certitudinea că putem avea speranță, că nu trebuie să procedăm cu zgomot. Părintele Galeriu spunea, bine le face puțin zgomot și zgomotul face puțin bine. E bine să punem piatră peste piatră, fiecare în domeniul lui, așa cum și domnia sa a făcut-o și o face mereu pe câmpul literelor, pe câmpul artei cuvântului. Și oricât de greu ar fi, până la urmă, adevărul, trăirea sinceră, scrisul, fără compromisuri față de curente la modă sau împotriva propriei conștiințe, ajung să răzbată, ajung să se impună și mai ales să rămână. De aceea am venit cu această emoție specială astăzi, să-mi aduc modestul meu obol de respect, de admirație pentru maestrul Adrian Popescu și pentru opera domniei sale. Vă mulțumesc! Alintat, care momentan este președinte AGRU la nivel național, dar care a preluat acum ceva ani în urmă funcția de președinte după domnul Adrian Popescu, care era atunci președinte AGRU. Și o să rog pe Alin să povestească puțin și despre experiența în AGRU al domnului Adrian Popescu. Preasfinția voastră, stimați invitați, spun și eu ca și antevorbitori, sunt foarte emoționat și probabil voi rămâne emoționat pe tot parcursul acestui mic cuvânt al meu. Mă gândeam că nu va fi vorba aici de laudatio, nu ca să folosim termenul latinesc. Cred că pe internet puteți găsi discursul de laudatio lui Varujan Bozganian în cadrul Uniunii Scriitorilor. Și ca să trecem din zona romană în zona greacă, aș propune și mă bucur că pe afiș colegii din AGRU Cluj au menționat că astăzi vorbim despre domnul Adrian Popescu, omul. Sigur că asta nu exclude opera, nu exclude poezia. Și de aceea cred că în loc de laudatio, eu propun termenul grecesc, sper să nu se supere prea sensibil, de euharistia. Adică mulțumire. Îi mulțumim domnului Adrian Popescu și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că ni l-a scos în cale ca un frate mai mare. Și aici mă gândesc la o chestiune ce ține de viața spirituală. Sigur că Dumnezeu ne cheamă pe fiecare în mod personal, dar nu putem fi atât de orgolioși încât să așteptăm chiar să ne cheme doar personal
ci uneori ne cheamă și prin alți oameni. Și mă gândesc la domnul Adrian Popescu, care de atâtea ori ne-a spus la Agru și în alte contexte despre importanța doamnei Viorica Lascu în parcursul său spiritual. Și așa cum Dumnezeu cred că l-a chemat pe domnul Adrian Popescu, inclusiv prin intermediul doamnei Lascu, doamnei profesoare și ulterior președinta Agru, cea care a reînființat Agru după 1990, aș îndrăzni să spun că domnul Adrian Popescu a avut același rol, să zicem, de mijlocitor pentru noi, generațiile mai tinere. Și ne-am bucurat să-l cunoaștem în anii 90. Și cred că ceea ce eu vă spun aici ține de o altă dimensiune a domniei sale, și anume cea de laic angajat. Când spun laic angajat, nu mă refer la faptul că a fost angajat cu stat de funcții, ci mă refer la faptul că s-a implicat în biserică, nu doar vorbind și scriind, ci inclusiv ca președinte la Agro. Acum, nu știu dintre dumneavoastră câtă lume cunoaște Agro sau Acțiunea Catolică, dar nu e un club literar. Dar este o asociație de laici angajați împreună, bineînțeles, cu preoții, cu păstorii. Și trebuie să vi-l imaginați pe domnul Adrian Popescu inclusiv în această ipostază de om care a trebuit să organizeze Agru în Cluj, Agru la nivel național și, de asemenea, după dânsul, cred, aici am unele dubii de cronologie, a fost domnul Cistelecan. La fel, domnul Cistelecan a fost președinte Agru Național. Vă dați seama, erau anii de glorie. Doamna Viorica Lascu, apoi Adrian Popescu, domnul profesor Cucerzan, apoi domnul Cistelecan și apoi noi ceilalți, cum s-a spus, muritorii de rând. Bun, am zis că voi fi scurt și risc să mă întind. De fapt, aș dori să vă citesc două texte și o anecdotă. Asta îmi propusesem, am făcut o introducere prea lungă, pentru că, într-adevăr, despre un poet, despre un om al cuvântului, trebuie să vorbești cu har. Și atunci eu voi împrumuta harul unui prieten al domnului Adrian Popescu. S-a spus despre Italia, iubirea lui față de Italia. Dar iubirea față de Italia, sigur, este iubirea față de cultura italiană, dar și față de unii oameni pe care i-ați cunoscut în ultimele, să zicem, trei decenii. E vorba de profesorul Luigi Alici, căruia i-am tradus o carte, i-au apărut mai multe cărți în limba română, și am ales un pasaj. N-am știut exact ce ar fi mai potrivit, dar am ales un scurt pasaj, sper să nu vă plictisiți, e o pagină și jumătate din Alici, care este un fel de dedicație. Luigi Alici a fost președintele Acțiunii Catolice Italiene, care este un fel de soră mai mare, cu 500.000 de membri. Și Luigi Alici, cred că în 2014, Povruța știe mai bine decât mine, a adresat în piața San Pietro un discurs, un cuvânt din partea laicilor din lumea întreagă, Papei Benedict. Am fost acolo, a fost o delegație din partea Agro, a fost emoționant ca un laic, în cadrul liturghiei de duminică, să se adreseze Papei și de aceea astăzi se adresează domnului Adrian Popescu. Textul, sigur, este un fragment dintr-o carte, poartă titlul Ucenicia Tăcerii. Recunoștința începe din uimire. Uimirea adevărată. Fabrica surogatelor de uimire propune doar imitații vulgare, cu ingrediente contrafăcute și proiecte lipsite de onestitate, însă nu ne trebuie prea mult ca să le demascăm. Lumea strălucitoare care ni se oferă la preț redus e un parc de distracții patetic, o hală înțesată cu tehnologie inutilă, suspendată între real și virtual. Un neloc nespus de trist, când, ca în orice parc de distracții, se sting luminile și vine ora închiderii. La sfârșit, rămâne o uimăceală care, din păcate, constituie o formă de anestezie a uimirii. Penultima gară a trenului postmodern, înainte de a ajunge la capătul de linie, reprezentat de deziluzie. Nu, adevărata uimire e altceva. Nu se naște la masa de scris, nici nu e rezultatul unei strategii abile de marketing. Nu e o marfă de vândut și cumpărat. E un dar, o descoperire, o sămânță.
Darul nu se contractează, se primește. Descoperirea nu se inventează, se întâlnește. Sămânța nu se aruncă, ci se cultivă. Nimic previzibil, prefabricat, scontat. Uimirea destabilizează, aruncă în aer schemele, ne obligă să coborâm de pe piedestal și să pornim iar la drum spre panorame neexplorate. Să străbatem cărări noi, să ne pregătim pentru întâlniri neașteptate. Ne învață cum bine a înțeles Hannah Arendt că oamenii, deși trebuie să moară, nu se nasc pentru a muri, ci pentru a începe. Potrivit lui Aristotel, oamenii au început să filozofeze datorită uimirii. Însă am putea adăuga, din uimire se nasc și poezia, muzica, pictura, rude apropiate sunt extazul mistic, jurământul monastic, cel matrimonial, ca și orice altă formă de vocație puternică. Și totuși, geneza uimirii nu este univocă, nu izvorăște din situații tipizate. Nu există un catalog online al uimirii. Cine știe de câte ori conții leopardii vor fi aruncat o privire complăcută și distrată la panorama de care se bucurau de pe terasa palatului lor din Recanati. Însă doar Giacomo a fost atins odată, de data aceea, de nemărginita sfârșitoare a frumuseții a întinderii mărginite vag în depărtare de munții albăstrii, ajungând să scrie poezia infinitului. Și voi încheia cu acest pasaj care vă este dedicat. Cine știe de câte ori tânărul Francesco Pietro di Bernardone își va fi astupat nasul și își va fi întors capul când a văzut de departe profilul încovoiat al unui lepros, dând de pomană doar printr-o persoană interpusă. Și totuși, odată, de data aceea, lucrurile s-au petrecut altfel. Al doilea text pe care îl voi citi este o poezie. Și nu voi fi un critic literar improvizat în fața dumneavoastră, deci nu vreau să comentez această poezie a lui Adrian Popescu, doar vreau să vă citesc. Mie mi-a plăcut foarte mult. Nu știu din ce perioadă e, am luat-o din revista Matra. S-ar putea să fie o poezie mai recentă, așa cred. Sigur, am multe întrebări pentru domnul Popescu, dar poate că îi le voi pune cu altă ocazie. Și legate de agru, și legate de îmbinarea aceasta reușită între credință și între cultură și spiritualitate, dar într-un mod discret, cum s-a spus, și în același timp coerent. Poezia este intitulată Cine? Cine nu e cu unii, nu înseamnă că e cu alții. Uneori nu ești nici cu, nici cu. Un încăpățânat pe care l-a descăpățânat și unii și ceilalți. Să te balansezi între două lumi, una în agonie, dar cu un cheag nemuritor, alta pe cale de a stăpâni totul, urând pe oricine vorbește despre sâmburii nemuririi. Profeții politici ne avertizează. Lumea a căzut din lac în puț. Lacul era cam mâlos. Puțul e acum cam îngust. Ochii noștri privesc stelele limpezi, luna, soarele răsărind din mare, tot dintr-un fel de strâmtă chilie, dar ce limpezimei deasupra. Bine că am și eu unde îmi pune piciorul, foarte prudent, pe cărare, la dreapta smilele unora, la stânga capcanele altora. Eu, între, printre, dar spre, atent să nu-mi prindă glezna cele două roți dințate ale generațiilor, care se învârt în sens contrar. De ales am ales, o spun când e cazul. Cred că paradisul pot fi ceilalți. Și aș încheia cu o anecdotă. Acum sper, iarăși, să nu fie o anecdotă irreverențioasă. Este ceva personal pe care l-am trăit în anul 2005, împreună cu domnul Adrian Popescu, împreună cu domnul Cistelecan și împreună cu prietenul nostru, regretatul Marius Boldor. Veneam de la Blaj, unde tocmai se înființase în anul 2005 Acțiunea Catolică din România. Și eram toți patru cumva în drum spre Cluj. Acum domnul Cistelecan nu știu de ce venea la Cluj, dar era și el cu noi.
Și la un moment dat cineva a zis, și aici vreau cumva să invoc umorul, de mai multe ori umorul celor prezenți. Și cineva a zis, așa sunt, sau au fost, sau sunt intelectuali din Europa de Est. Nimeni n-are mașină, nimeni n-are carnet. Eram toți patru acolo, venind cu trenul spre Cluj. Asta e anecdota, sper că nu v-am supărat cu ea. Nu mai știu dacă domnul Popescu a fost cel care a avut replica, sau domnul Cistelecan. Oricum, mie mi-a plăcut și am reținut-o iată aproape 20 de ani și pentru mine are chiar o valoare oricum spirituală. Îi mulțumesc domnului Adrian Popescu pentru însoțirea sa și pentru toate harurile care le-a împărtășit cu noi. Adrian Popescu. Eu l-am cunoscut prima dată printr-o carte, Tânărul Francisc, care e o carte care pentru mine a fost importantă și pe care am recitit-o acum de curând și despre care l-am mai auzit povestind pe domnul Popescu și l-am văzut apoi, eram în liceu, iar apoi l-am revăzut la Agru, la școlile de vară, la întâlnirile săptămânale, exact cum zicea și Alin cu discreție, noi eram cumva copii, era în mijlocul nostru și participa la discuțiile pe care, și întrebările și despre lume și despre toate pe care le aveam în acele vremuri și a fost o perioadă importantă pentru noi și ne-am bucurat că le-am avut în mijlocul nostru în acei ani. În continuare o să rog pe domnul Popescu să ne povestească despre întâlnirile importante, despre temele care l-au preocupat de-a lungul anilor. Mulțumim. Încep prin a vă mulțumi. Mulțumesc în primul rând preasfințitului Claudiu, apoi părintelui Cristian Langa, părintelui Marțian, părintelui Florin Isac, tuturor părinților și surorilor că sunt aici și vouă tuturor. Mulțumesc familiei Angelei, care e mult răbdătoare, și celor doi fii, Mihnea și Horia, care au avut și ei, cum se spune, răbdarea lor. Mulțumesc părinților, mamei mele, care ne-a crescut și ne-a dus de mic, pe mine și pe fratele meu Sorin, la biserica din Deal, pe biserici ortodoxe. Tatăle meu, care mi-a cumpărat multe cărți, era oarecum mântru și în același timp temător ca să nu fiu un om de spoială, spunea el, că sunt foarte mulți astăzi, erau anii 60-70, când sigur că erau pseudo-intelectuali, cei care, mai mult politic, vreau să strălucească și să se arate oameni de cultură. Mulțumesc de asemenea revistei Echinox, este aici domnul academician Ion Pop, atunci era asistentul nostru, mentor, cum s-a spus, un poet și un critic literar și un om care a știut să păstreze și să imprime cu fermitate Echinoxului această tablă de valori europene. Echinoxul n-a vrut deloc să fie local, n-a vrut deloc să fie conjunctural, ci a mers, a țintit foarte sus spre valorile europene, care mai apăreau în traduceri. Domnul Ion Pop a fost și lector în Franța și ne aducea traduceri, schimbam cărți. Mulțumesc de asemenea în timp și lui Maria Papahagi, care mi-a înlesnit prima bursă în Italia, în Umbria, cu argumentul formulat către magnificul rector, că am scris despre Umbria, a luat și un premiu, mă rog, o carte norocoasă în 1971, dar n-am văzut cu ochii mei această provincie a Sfântului Francisc și altor poeți. Umbria mistică și verde, cum era denumită aproape în toate istoriile și tratatele, să spunem. De asemenea, am o recunoștință specială și pentru revista Steaua, unde Orelău, poetul acum la 94 de ani, m-a debutat, m-a încurajat și unde m-am format cumva într-un spirit tot așa al traducerilor și al deschiderii spre lume și spre tot ceea ce înseamnă valoare și mai puțin împrejurare, conjunctură și localism. De asemenea, România Literară,
a contribuit mult cumva la acest premiu, publicându-mă și analizându-mă ce a fost și cât a fost. Și mai ales a trebuit să închei cu cea care a făcut de fapt să pășesc cu fermitate și cu o anumită coerență, cum s-a spus. Mulțumesc mult celor care au vorbit și mi-au făcut niște portrete foarte elogioase. La un moment dat mă gândeam că oare despre mine e vorba, atât erau de onorante. Deci doamna Viorica Lascu, care ne-a fost profesoară de limba italiană în anii când se numea Facultatea de Filologie, nu de Litere, și care încet, încet ea, într-un fel, m-a învățat cum poate să fie mesajul creștin, hai să spun cuvântul care ar trebui strecurat într-un discurs, într-o poezie, în tot ceea ce înseamnă o relație. Era fiica, așa cum bine știm, a lui Alexandru Borsa, cel care a întemeiat Grădina Botanică din Cluj, o știe toată lumea, ne-a dus cărți și mai ales a avut un gest formator pentru noi, orientativ, în sensul că ne-a dat să traducem lui Eugen Uricaru, care a fost de asemenea la Equinox, primul redactor șef îndătorat de partid pentru o greșeală, a publicat o traducere din Heidegger, după aceea Ion Pop, chemat de noi, a continuat să păstreze înalt acest, cum să spun, acest valori, nivel valori. Deci doamna Viorica Lasu a spus, uite, traduceți. Secolul XIII, Sfântul Francisc, Iacopo Nedatori, Rinaldo d'Aquino, Ceco Angioleri, mai loc. Și atunci nu poate nimeni să zică, în secolul XIII să, Europa era unitară, să gândea creștinește, de la Alpi, să spunem, până în Sicilia. Deci nu aveau ce să ne impute că venim cu misticisme, cum se spunea caricatura la atunci. Am tradus și mie mi-a căzut întâmplare, destin, nu știu cum să spun, mi-a căzut chiar cântecul fratelui Soare sau cântecul creaturii sau laus creaturarul. Sau... Și atunci am luat textul acesta, l-am tradus și am avut brusc așa un fel de atașament aproape inexplicabil pentru Sfântul Francisc. Am dorit să văd Umbria sub acopasul meu, mi s-a îndeplinit această dorință și primaria Papage, care sigur m-a ajutat în redactarea unei scrisori convingătoare. Și încet, încet, cu doamna Lasco am mai avut aceste bune întâlniri. Ba chiar ne-am întâlnit atunci la Biserica Piariștilor, frecventam, nu știu, simțeam o atracție, era Biserica Universității, fusese Nicolae Balot acolo, fusese Iona Gârbiceanu, cum știm. Deci era frecventată de studenții români în interbenic. Mergem acolo, la un moment dat m-am întâlnit la liturghia pe care o făcea Părintele Tenderle, anii 70 ceva, nu știu, nu mă amintesc cu precizie, 80 să fi fost, și ea mi-a spus, vai ce bine îmi pare, Adrian, că ne întâlnim la aceeași masă a Domnului. Ne-am împărtășit acolo, sigur că da. Mai mergeam și la biserica, la schimbarea la față, sigur aporținea alte confesiuni, dar simțeam că ceva pulsează și acolo. Simțeam, mă rog, că e ceva fierbinte, cum să spun. Și atunci, încet, încet, sigur că da. După Revoluție, mă amintesc cum a ieșit pe treptele de la... Mergeau foarte mulți români la slujbe pe care le făcea Părintele Iosif Tendele. Părere, sigur, ne-am împrietenit, am avut o relație mai strânsă și pe treptele acestei biserici din centrul orașului, în 90, Părintele Tertulian Neanga a spus, acum suntem liberi, dar avem biserica noastră, chiar dacă e în aer liber, că era sub statuia lui Matia Curmin, cum bine știți, și mai ploua, trebuia păstrat Sfântul Potir, Sfântul Potir de zăpadă și de... doar ninceam și de ploaie. Deci au fost condiții pe care mulți dintre dumneavoastră nu le amintim. Și încet, încet, sigur, a urmat și perioada când mi s-a propus de Dumitru Mircea să lucrez și la Steaua, eram deja angajat, să lucrez și la viața creștină. Și am cunoscut și acolo viața mai
îndeaproape, era părintele episcop Guțiu, era George Guțiu, primul episcop de fapt, a început cu mult entuziasm, instalarea sa, era lumea într-un fel de coloană, ca un fel de pelerinaj până la arena sportivă, la terenul de fotbal, deci era o clipă, să spun, istorică pe care o simțeai a marilor entuziasme. Sigur, după aceea am început să ne mai, să fim mai lucizi, să zic, să ne mai calmăm din marea această înfierbântare, să spunem, care era frumoasă în felul său, din entuziasmul creștinului. Și asta te ține, de fapt, asta te propulsează, acest entuziasm. Deci așa m-am apropiat, sigur că nu sunt, cum au spus vorbitorii, chiar atât, m-au scos o icoană, să spunem, m-au scos un portret idealizat pe primea. Sunt și eu cu micile mele inconsecvențe, sunt cu greșeli, cu, cum să spun, cu tot ceea ce un om are, și în bine și în rău. Cei de la, cum spunea Spidric, Thomas Spidric, un avă la Roma, cum i-am pomenit eu, care era foarte apropiat de tradiția asta bizantină, spunea: tot ce e rău e de la mine, tot ce e bun vine de la Domnul. Așa că cu asta am spus aproape tot. Nu știu ce aș putea. Hai, vă citesc o poezie, dacă îmi permiteți. Și mă retracă, am vorbit și așa destul de mult. Poate dacă două, trei întrebări la urmă ar fi, am fi mai dinamici într-un fel, să nu fie așa ca un fel de laudatio întins numai pentru o persoană. Pe Domnul trebuie să-L laudăm. Sigur că da. Non nobis Domine, sed nomini Tuo do gloria. Nu pentru noi, Doamne, nu noi să cuvine, că Ție, Doamne. Spuneau și templierii, spuneau și cruciații. Acordul muzical. Cel care suflă sufletul cu nună îi pregătise, mai lipsea un fie. De cercetezi ticlarii din lagună și ai atins abia ușor un sfeșnic sau candelabru, naști o armonie, eclinchetul, acordul feciorelnic. Nu știm de-a fost acordul tainic, la ceasul focului timid în vatră și al luciorului umplut de vreme, dar alb în casa adâncită în piatră intră trimisul, sol regal și crainic, Mariei să-i spună: nu te teme, pe tine vas curat, lipsit de pată, te alese Domnul ca pe altă evă, să-l naști pe el, născut din tată, iar darul ei a fost de tot sfielnic, păstra ca pomul, umbra, nu arșița, suflul curat iscat de foc puternic. Măslinul milenar are o nouă sevă, perla de preț din scoică e din vița lui David, rege ce înstruna vecia. Cel care îmi vine în lume prunc iudeu, în fânul peșterie însă Dumnezeu, lui care dă viață, viață îi dă Maria. Mulțumesc! Eu știu și cred că am găsit filonul cel mai bun, chiar dacă unii îmi zic: ce scrii ca un nebun, încep de dimineață și seara încă sclav, ce, că le răspund aiurea, nici nu am cruzat. Mi se scurtează timpul, puterile, lumina, se leagă-ne deasupra pământului săpat stejarul unui pat, în care rădăcina lucrează nevăzut, dar sigur, neîncetat. Mă va trezi un fulger, un vuiet, un tumult. Voi face ochii mari în lacrimi să exult la trâmbițe de foc. Eu, om plin de noroc,
un chip al slavei sfinte, deși pe mâini murdar, de multele împăcate mă simt umplut de har. De-mi spălă rouă fața, sunt foc ascuns sub jar, ce-și sporește ritmul lung, inima mea bate și așteaptă dimineața. Mulțumesc! Preasfințitul Claudiu, să nu știu dacă vine aici sau are micătură, cum doriți. Domn profesor Chistelecan spunea că Adrian Popescu încearcă să binecuvânteze lumea și făcând astfel intră în logica creatoare a lui Dumnezeu, care după fiecare zi, seara, vede că lucrurile sunt bune. Atunci a binecuvânta înseamnă a intra în aceeași logică, a cuvânta bine, a spune despre orice se întâmplă în această lume că este bun și frumos. Și cred că asta face Adrian Popescu prin creația lui. La asta e chemat orice creștin, să binecuvântăm, să nu blestemăm, fiindcă dacă blestemăm înseamnă că numim ceva rău, nebun, și atunci în loc să îl ajutăm pe Dumnezeu în creația care continuă, ne opunem cumva. Spunea fratele Mihai din Prilog un lucru simplu, dar atât de profund, spunea, cine îl ajută pe om, îl ajută pe Dumnezeu. Cine îl încurcă pe om, îl încurcă pe Dumnezeu. Eu, ca și episcop de Cluj-Gherla, sunt mândru să l-am, ca și credincios și frate, pe Adrian Popescu și aș vrea cumva să-mi exprim și într-o formă materială bucuria și recunoștința. Și de aceea vreau să-i ofer o diplomă și o medalie Sfântul Iosif, dar o diplomă și o medalie poate fi o bucată de hârtie sau o bucată de metal, dar eu îi le ofer acestea împreună cu întreaga Biserică Greco-Catolică, fiindcă dânsul știe că dincolo de hârtie și metal stă dragostea, afecțiunea și apropierea noastră spirituală. Suntem mândri că vă avem ca și frate. Mai avea doar un cuvânt de spus, sunt acolo cărțile pe care le-a adus Vasile Tâncu cu un efort și îi mulțumesc și lui pentru că a făcut acest gest generos de a fi înconjurat de cărți. Mulțumesc! Acum e momentul dacă careva dintre dumneavoastră vreți să-i puneți o întrebare sau un comentariu. Avem microfonul pe care putem să-l dăm în sală. Dacă este cineva care vrea să întrebe, să adauge, să spună ceva. Atâta doar, dacă domnul Adrian Popescu a fost cumva inspirat sau l-a întâlnit sau a aprofundat pe Monsignorul Vladimir Ghica în opera Gântului. Mai spune, dacă domnul Adrian Popescu l-a întâlnit sub o formă sau alta și a fost inspirat sub o formă sau alta de Monsignorul Vladimir Ghica. Da, este bună întrebarea, știm cu toții cui aparține. Am avut o întâlnire, sigur, pe
prin scrisul său, Doina Cornea, regretata dezidentă, profesoară de franceză, de altfel la filologia unde era și domnul Ion Pop, a tradus Șirul zilelor sau Cartea zilelor care urmează. De asemenea, eu am citit și asta, i-am citit-o fără îndoială, cred că de la doamna Nascu, am mai citit câte ceva și sigur mi-a plăcut foarte mult figura, m-a impresionat extraordinar, spunând că vreau să fiu un bun ortodox și pentru asta sunt un bun catolic. El putea să slujească în două confesiuni, cum se știe. M-a impresionat enorm faptul că a refuzat să plece cu familia regală în 47, spiță de domnească, cum bine se știe, Chirica din Voievoz. Am scris în contemporan, am încercat, poate forțat, poate mai naiv, în orice caz, o paralelă între Cioran și Monseigneur, cum se spunea, Vladimir Ghica. Am văzut de asemenea expoziția de desene, m-a impresionat acolo la Sfântul Iosif din București, organizată de cel care a pus această întrebare. Și am avut cum și plăcerea de a asista acum mulți ani împreună cu Angela, cu soția mea, la o mare sărbătoare când a fost declarat beatificarea, practic, să spun așa, cu prezența unui ierarh italian, romano-catolic, exact în sala de expoziții din București, sala pavilionul ăla enorm, unde s-a ținut recent Bookfest-ul. Lumea era foarte multă, s-a plecat într-un pelerinaj din Cluj, de la toate bisericile greco-catolice, am impresia, din Grigorescu am plecat sigur cu autobuzul și de acolo erau multe credincioase. Deci, simt și mai ales că mă duc în București, vreau să spun că am o afecțiune extraordinară pentru Sfântul Iosif, Catedrala Sfântul Iosif, acolo sigur că are un altar, smoșteve sale. Îmi amintesc, de asemenea, dacă tot sunt cu mici divagații, m-am întâlnit în această biserică prin 70 ceva, 80 poate, cu Ion Alexandru și el, sigur că un ortodox mai militant, să zic așa, un poet extraordinar, și nu ne-am spus nimic, nu ne-am îmbrățișat și am zis ce bine că ne-am întâlnit aici. El și el era o figură pentru generația mea. Domnul Ion Pop știe foarte bine că era printre puținii poeți cu adevărat religioși acceptați, să spunem. Deci nu trebuia să se ascundă, preda și ebraica la filologie în București, unde zice, am foarte mulți cursanți de peste tot, dar zice, și femeile de serviciu vin să asculte ce vorbesc și le place foarte mult, deci toată lumea trăgea spre cursurile sale. Zoe Dumitrescu Bușulen, care de tata profesoară, l-a protejat, să zic, și a îngăduit să pătrundă în sufletul ascultătorilor acest filon, cât o vorbeam, filon creștin. Deci, mă raportez să spun ca un iubitor și un cinstitor, știu de asemenea că tatăl părintelui Cristian, Florian Langa, era unul dintre cei apropiați ai Monseigneurului. Și alții, bineînțeles. Mulțumesc! Vedeți ce se întâmplă, voi om emoționat și ajuns la o anumită vârstă destul de venerabilă, să zice. Da, în seara asta sunt într-o situație specială de emoție aureolată de o mare prietenie și o mare prețuire pentru Adrian Popescu. Ne cunoaștem
aș zice de o viață, dar mai ales într-o viață de poeți, începută studențește în anii 60 și sfârșitul anilor 60, când a luat naștere revista Echinox, amintită aici, la numărul 2 din 1969, când am luat eu conducerea revistei, Adrian Popescu a publicat o pagină extraordinară de poezie, care rămâne până astăzi una antologică. Acolo se pot vedea marile repere ale gândirii și ale simțirii sale poetice față de o lume aureolată de spirit. Acolo se poate citi, cred, o poezie care spune: nu striga, va cădea un somnambul de pe muchia catedralii în mare. Am reținut aceste cuvinte, aceste versuri, pentru că mi se par splendide. E un fel de somnambulism al celui posedat de spirit, care vede lumea numai învăluită în spirit, atât de delicat, atât de fragilă, încât orice țipăt inestetic, să zic așa, orice zgomot îl poate deranja și deregla din mersul lui în această reverie continuă. Sigur că Alexandru Cistelecan n-avea cum să nu pomenească cele două versuri pe care le-am rostit de sute de ori, cred, nu exagerez, cu toate ocaziile vorbind despre poezia lui Adrian Popescu, adică din poezia Arsură, care n-a fost publicată în pagina despre care vorbeam, a apărut ceva mai târziu, dar în care se spun lucruri absolut splendide și memorabile: odată am știut să zbor, odată dovadă n-am, vreme aduc aminte. Aici e o amintire și platoniciană, am spus-o de asemenea în mai multe rânduri, amintirea tiparelor, de fapt, amintirea mărșilor spirituale care stau deasupra noastră, care ne constituie, care ne definesc viața, dar este sigur și o urmă prelungită în spiritualitatea creștină pe care Adrian Popescu a cultivat-o, a urmărit-o, a glorificat-o în tot ce a scris. Adrian Popescu s-a definit în mai multe rânduri ca un ucenic ascultător, este și titlul unei cărți ale sale, un ucenic ascultător, adică unul care ascultă, sigur că ascultarea, știți că în mediul monastic are un sens aparte, dar el a ascultat vocile Duhului, vocile Spiritului, vocile înalte care ne poartă dincolo de tărâmul oarecum prozaic pe care îl călcăm. Adrian Popescu a fost poetul care și-a definit iarăși poezia ca exprimată ca o milă sălbatică, în același timp bunătate, bunăvoință, înțelegere față de lumea din jur, lumea cea mai simplă, dar și un fel de sălbăticie care este de fapt mai degrabă o prospețime a vitalității care ține seama de ceea ce se află în jur, viu și care este reluat mereu în ciclul existențelor de care trece. Adrian Popescu, este cum s-a spus foarte frumos de către Alexandru Cistelecan, astăzi este poetul care vede satul peste tot, care vede această amprentă pe care am evocat-o și eu, oriunde. Prietenul nostru amintea despre cristalul de sare, amintea despre multe alte obiecte, lucruri, substanțe în care se imprimă acest spirit. Eu aș adăuga și pe ciudații, stranii și minunații zei din bucătărie, care ard împreună cu gazul zilelor noastre, dar care, iată, până și în acest spațiu modest se pot regăsi, pentru că reprezintă un semn al înălțimii spirituale, această urmă pe care nu putem lăsa să dispară de noi, există în noi, e adânc imprimată în sufletul nostru și totdeauna sperăm că nu va dispărea. Sigur, trăim într-o lume în care sacul este din ce în ce mai precar, considerat oarecum disprețuit chiar de multă lume, pentru că e o lume a profitului, o lume a, cum să zic, a câștigului imediat, o lume a pâinii și a circului, cum spuneau deja anticii, o lume a distracției adesea desăvuite,
o lume care este ușor ademenită, ușor manipulată, cum se spune acum, de aceste daruri superficiale care țin de spectacol, să zicem, construit în lumea modernă și, pe de altă parte, de nevoia de pâine, pentru că pâinea noastră cea de toate zilele nu e numai rugăciune, ci este și o cerință elementară, o cerință care ține din nefericire și dincolo de spirit sau chiar înaintea lui mai degrabă. Toate aceste lucruri Adrian Popescu le-a spus splendid în poezia lui. Are deja o operă majoră, o operă definitivă, o operă a unui mare poet. Comparația cu Blaga nu mi se pare deloc gratuită. Sigur că ne suntem acum sub imperiul unor mari statui ale literaturii române, care rezistă și vor rezista. Pe vorbim de Argheze, de Bacovia, de Blaga, de Ion Barbu, sunt cei patru mari și mai sunt câțiva alături de ei. Dar și lumea de astăzi, vedeți, apar talente, apar, cum să zic, profesori, dascăli ai Duhului Mare, care trebuie să ne încurajeze să continuăm. Adrian Popescu are ceva în verbul lui, ceva tandru, ceva care cuprinde lumea, care o îmbrățișează generos, fratern, și aici îmi fac un amintit de fratele Soare și de sora Luna lui San Francesco de Assisi. A fost foarte binevenit pentru că el are chiar această sensibilitate franciscană. El, la un moment dat, se definea modest, un blând poet naturist. El e blând naturist. Blând poet naturist pentru că, într-adevăr, iubește natura, pentru că simte prospețimea, simte, cum să zic eu, fiorul acesta care e sacru în fond a ceea ce ne înconjoară în lumea vegetală, în lumea care crește și înflorește și se stinge în jurul nostru. Dar nu vreau acum să adaug atribute, le știm, le vom mai ști în continuare, cititorii poeziei lui, care este o poezie splendidă la orice pagină. Evoluția lui n-a fost una în jos și a mers, n-a fost o involuție, de fapt niciodată, n-a fost coborâre de trepte decât în adânc, a fost, în schimb, o permanentă, cum să zic, cultivare a valorilor înalte, fiind ea însăși o expresie a marii valori a creatorilor de mare înălțime spirituală și afectivă. Mă bucur că am putut participa, chiar ne-a pregătit cumva, prin surprindere, la această frumoasă seară. Mă bucur că sunt atâția participanți în sală, mă bucur că sunt alături de preasfințiile voastre și de prietenii mei dragi, de multe vârste și de mulți ani. Și e un moment memorabil, pe care îl trăiesc cu toată intensitatea și vă mulțumesc Domnului, de asemenea, mulțumesc acestui spațiu sfânt că mi-a dat ocazia să particip la o seară atât de minunată și de luminoasă. Vă mulțumesc! Pentru participare. Mulțumesc în primul rând domnului Popescu și invitațiilor care astăzi au vorbit, domnul Cistelecan, domnul Artevan, Alin Tac, domnul Ion Pop, preasfințitul Claudiu. În continuare, cei care doriți, cred că domnul Popescu ne poate da și autografe pe cărțile, dacă este cineva interesat. Mulțumim tuturor pentru seara de astăzi, mulțumim Părintelui Marțian și parohiei Andrei Mureșanu pentru găzduirea caldă ca de fiecare dată. Vă mulțumesc! O seară. Tot în mare voie, doresc să mulțumesc Agrocluj pentru idee, pentru tot ceea ce au făcut astăzi, dar anunțul meu este tot din sfera surprizelor, și anume, avem pentru dumneavoastră o piesă, Arsura, despre care a vorbit și domnul profesor, marca Adrian Ivanitski. E o piesă frumoasă pe care am pregătit-o să o ascultăm.
trupul meu întreg e o lumânare, dar eu sunt flacără într-un cer străvezit ca păsările. Mort voi cântări mai greu decât vin ca păsările, mort voi cântări mai greu decât vin. Ochiul arzând se hrănește din ceară și face un strop de rouă fierbinte. Odată am știut să zbor, odată dovadă n-am, dar îmi aduc aminte. Odată am știut să zbor, odată dovadă n-am, dar îmi aduc aminte. Trupul meu întreg e o lumânare, după ce se va fi scurs toată în țărână și flacăra se va topi în albastru, veți mai simți o arsură pe mână. Și flacăra se va topi în albastru, veți mai simți o arsură pe mână. Ochiul arzând se hrănește din ceară și face un strop de rouă fierbinte. Odată am știut să zbor, odată dovadă n-am, dar îmi aduc aminte. Odată am știut să zbor, odată dovadă n-am, dar îmi aduc aminte. Dovadă n-am, dar îmi aduc aminte.